Doamnelor și domnilor, vă spun bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Matinalul de Seară. Mă aflu aici împreună cu un prieten al Express TV, dar nu din această postură. Este venit la emisiune, este vorba despre domnul Costel Fotea, președintele Consiliului Județului Galați. Bună seara! Bună seara dumneavoastră, telespectatorilor dumneavoastră și bine v-am regăsit! Bine ați revenit, domnule președinte, și bine ați venit, de fapt, pentru prima oară în 2018. Sunteți o persoană foarte ocupată și asta este bine pentru județul nostru, pentru că nu vă țin ocupat, să spunem, probleme minore, ci proiecte majore, ca să fac așa un joc de cuvinte. Da, așa este. Avem, recunosc că încep să se vadă roadele muncii de 2 ani și jumătate, pentru că proiectele sunt începute acum un an și ceva, acum 2 ani de zile, și acum depuse o parte dintre ele, pentru o parte dintre ele am semnat contracte de finanțare, sunt în procedură de achiziții, sperăm ca din iunie, mai iunie, să începem și implementarea lor. O parte dintre proiecte vor intra în implementare mai devreme, adică sunt la unele dintre proiecte, sunt procedurile încheiate deja și imediat ce vremea permite și vor intra la executarea lucrărilor. Adică un lucru extraordinar de bun. Ați încheiat anul, de fapt Consiliul Județului a încheiat anul cu surplus, cum ar veni, adică a economisit niște bani, cum s-ar spune, ceea ce e un caz fericit și destul de rar în ceea ce privește consiliile județene, Consiliile județelor din România. Știți, toată lumea, exact ca și într-o familie, îți faci niște calcule. Și e normal și firesc să faci o economie. Am încercat pe cât posibil să reducem cheltuielile, pentru că avem nevoie de un cash flow, avem nevoie de o rezervă de bani pentru proiectele cu finanțare europeană, pentru că avem nevoie de cofinanțare. Trebuie să punem acel 2%, plus că îți trebuie o sumă de bani pe care trebuie să o ai la dispoziție, un așa zis cash flow, din care plătești facturi, adică îți execută lucrarea, plătești factura, după care vii la Ministerul Fondurilor Europene și decontezi factura respectivă. Și tot așa, adică plătești, recuperezi, plătești, recuperezi. Trebuie să ai o rezervă. Plus că trebuie cea cofinanțare de 2%. Iar unele proiecte pe care le-am gândit sunt proiecte cu finanțare 100% din bugetul Consiliului Județean. Adică nu vorbim doar despre cele cu finanțare europeană, dar și cele cu finanțare proprie. Și bineînțeles, proiectele cu finanțare din Programul Național de Dezvoltare Locală de la Guvern, unde și acolo avem o parte de cofinanțare de 2%. Adică toate proiectele au o cofinanțare de 2%. Plus că mai sunt anumite lucrări sau anumite cheltuieli neeligibile. Și atunci trebuie o rezervă de bani. Da, Consiliul Județean Galați, în momentul de față, stă bine din punct de vedere financiar. Așteptăm să se mai finalizeze din proiectele pe care le-am început și am început procedura de achiziție, să dăm drumul la lucrări, pentru că sunt proiecte mari. De, numai pe drumurile județene sunt proiecte în momentul de față în procedură de achiziție, început de anul trecut, din octombrie, de 45 de milioane de euro pe fonduri europene. Avem cofinanțare de 2%. Tot în procedură de achiziție avem unul pe Programul Național de Dezvoltare Locală de 10 milioane de euro. Mai avem unul de 3,5-4 milioane de euro din fonduri proprii. Adică vorbim de, în momentul de față, de 60 de milioane de euro proiecte care sunt certe, au finanțarea asigurată 100% și așteptăm să finalizăm procedura de achiziție, să intrăm la lucrări. Din păcate, procedurile sunt greoaie și asta e. Probabil vom începe undeva prin luna iulie, vom începe intens și vom intra în, așa cum se spune, în pâine, pe românește, cam în acea perioadă.
Bine, ele au o perioadă de execuție de 2 ani de zile, eu sper că în 2019 ele să fie finalizate. Dar, credeți-mă că asta durează cel mai mult. Și mai sper ca să avem noroc de un constructor bun care să vină să-și facă treaba, să aibă capacitatea să implementeze proiectele, pentru că nu este simplu, nu este ușor, sunt proiecte mari de 15, de 20 de milioane de euro, ori la un asemenea proiect, un astfel de proiect, îți trebuie forță de muncă și îți trebuie și dotare. Și sper să nu avem, să nu avem probleme, pentru că din păcate, experiența ne-a demonstrat că nu toți cei care au câștigat licitațiile au avut și capacitatea de a duce lucrarea la bun sfârșit. Și aici vreau să fac o mențiune, nu că ar fi, nu este vina celor care desemnează câștigătorul. Au dreptul să participe la licitație în momentul de față și cei care au 3 angajați sau 5 angajați, din păcate, sau 10 angajați, pentru că ei vin cu susținere de la alte firme. Pe partea economică, de la o firmă vine cu susținere economică, de la o firmă vine cu susținerea tehnică și atunci nu ai cum să nu primești o astfel de firmă la licitație. Și în disperare de cauză vin și cu niște prețuri din astea de dumping și atunci, pe principiu, prețul cel mai scăzut, nu ai ce să-i faci. Asta e, te obligă legea, că dacă nu câștigă, face contestație sau cine știe ce reclamații îți mai face și nu e de dorit să stai să dai cu... Deci în cadrul unui proiect există multe hățișuri, să spunem așa, care la un moment dat trenează lucrurile. Eu am spus de mai multe ori. În primul rând, pentru un proiect cu finanțare europeană, pleci din start de la proiectant și un verificator de proiect, care îți verifică proiectul. Apoi, bine, la toate proiectele există proiectantul, verificatorul de proiect și pe cele de cu fonduri proprii și există așa ceva. Există în cadrul Consiliului Județean o echipă, o comisie care, de licitații care are în componență și o persoană tehnică, un inginer pe construcții. Verifică și el la rândul lui proiectul. Apoi este structurat caietul de sarcini ridicat în SEAP. Până este vizionat de către cei care vor să participe la licitație, este Autoritatea Națională de Achiziții Publice, ANAPU, care verifică dacă nu cumva sunt măsuri restrictive în caietul de sarcini pentru ca, eu știu, prin greșeală să scape vreo măsură restrictivă și să nu poată cineva să participe la licitație. Apoi se urcă în Serviciul Electronic de Achiziții Publice. Și acolo este o altă comisie care verifică proiectul și caietul de sarcini și achiziția. Apoi mai este o comisie, Unitatea Centrală de Verificare și UGVAP, Unitatea Centrală de Verificare a Achiziției proiectelor, vine și te verifică pe fonduri europene. Și dacă stăm să analizăm, sunt cel puțin 5 comisii care verifică o achiziție. Credeți-mă că n-am nicio emoție când sunt 5 comisii. De exemplu, UGVAP ne-a venit la câteva proiecte, UGVAP de la Brăila, Autoritatea Națională de Achiziții Publice este la București, SEAP-ul este în altă parte la București. Cei care fac proiectul e posibil să fie de prin nu știu ce județ din România. Verificatorul de proiect, iarăși. Adică oamenii ăștia nici nu poți vorbească între ei, domnule, fă-mi la așa. Deci ca atare, mai multă transparență de atâta nici nu pot să văd. Doar că, din păcate, cu toată transparența asta, legislația le permite și te poți trezi cu orice participant la licitații. Eu, Doamne ferește, nu zic nu, să vină, doar că să își asume și să fie serios ca în momentul în care a luat un astfel de contract să-l și ducă la capăt. Pentru că din experiența noastră avem firme care au venit, au câștigat licitația, au început lucrarea și după aia au început să vină cu tot felul de cereri să mai prelungim perioada de realizare a proiectului pentru că nu au oameni.
unii pur și simplu cu o nonșalanță, n-am oameni. Nu am oameni. Vin și ne spun, dom'le, n-am oameni. Păi, dom'le, dacă n-ai venit și ai licitat, tu mi-ai spus că, dom'le, sunt, am și am capacitatea. Se pot pune niște condiții? Astea, condițiile astea, valon, să spunem, astea sunt condiții care pot fi puse doar de către legiuitor, cei care fac legislația. Exact. Nu pot să punem, nu, noi nu putem să punem condiții. Condiții restrictive, dacă, pentru că sunt considerate. Dacă punem condiții, vin cei de la autoritatea de achiziții și spun, dom'le, asta este măsură restrictivă, ca atare ți-o dă înapoi, îți dă caietul de sarcini înapoi, nici măcar nu te lasă să-l ridici, să-l publici în seapă. Deci, ca atare, lucrurile sunt foarte clare din punctul ăsta de vedere. Dar sper că vom avea norocul să avem parte de constructori serioși. Adică sunt unii care, sunt unele firme care merg la plesneală, cum se spune. Adică vor să câștige un contract, dar nu sunt capabile să ducă după lucrurile. Eu am spus și am să dau un exemplu. De exemplu, a venit o firmă din București și a câștigat o proiectare. Este licitație deschisă, este ridicată în SEAP, a fost ridicată în SEAP, au acces absolut toți cei care vor să participe, ba mai mult de atât, fiind țară membra a Uniunii Europene, pot să participe firme și din exterior. Și vreau să vă spun că la drumurile județene, cele cu finanțare europeană, am avut firme, au fost 5 sau 6 firme participante pe fiecare drum, dintre care două, una a fost din Italia și una din Franța, parcă. Adică sunt și firme din exterior care pot participa, pentru că suntem membri ai Uniunii Europene și poate să participe orice firmă de construcție sau de proiectare din interiorul Uniunii Europene. Și asta voiam să vă spun, că am un exemplu unde o firmă din București a câștigat un contract de proiectare, a venit, ne-a dus cu vorba că, domnule, vin, predați-mi amplasamentul, nu-mi predați amplasamentul, tot felul de chichițe. Între timp, a câștigat alte contracte mai bine plătite, probabil. Domnule, eu vreau să reziliez contractul. Ok, ce faci? Iei praful de pe tobă, pentru că îi poți executa garanția de participare. Sau o penalizare de 1% sau nu știu ce. N-ai ce să-i... Sumele sunt foarte, foarte mici, pentru că dacă el a câștigat o lucrare mult mai profitabilă, mai bănoasă, e clar că îi convine să piardă garanția de participare. După care s-a reziliat contractul, a venit o altă firmă din, cred că de prin Caraș sau nu știu de unde, a câștigat. N-ai ce să le faci. Vin, îndeplinesc condițiile, oferta e ofertă. După 7 zile, colegii mei tot au insistat, domnule, nu ați constituit garanția, pentru că ei în 5 zile din momentul în care sunt înștiințați că sunt câștigătorii, în 5 zile trebuie să constituie garanția de bună execuție. Dacă nu constitui garanția de bună execuție în 5 zile, asta este pe lege, nu este un... Deci în 5 zile, dacă nu constitui garanția, se reziliază contractul automat. Nu a constituit garanția, după câteva zile au sunat colegi, domnule, constituiți garanția ca să putem să vă predăm amplasamentul, să faceți proiectarea, să dați drum. A venit după 8 zile și a zis, domnule, îmi pare rău, nu am constituit garanția pentru că vreau să reziliem contractul. Și uitați, suntem la a treia încercare de a desemna un proiectant serios să facă un proiect. Și v-au întârziat nejustificat. Și au întârziat 4 luni de zile. Cu ce mă avantajează pe mine ca și instituție că instituția, eu știu, a câștigat de pe urma lor 10.000 de lei sau 15.000 de lei? Nimica toată. Pentru că acolo e vorba despre un proiect de câteva milioane de euro. Avantajul e că e un proiect cu finanțare proprie, din bugetul propriu, și atunci nu sunt pierduți banii. Dar ce te faci dacă ți se întâmplă o astfel de situație când este un proiect cu finanțare europeană, unde ai un grafic de implementare a proiectului. Atâtea luni pentru achiziție, atâtea luni pentru publicitate, atâtea luni pentru implementarea proiectului, lucrărilor de execuție. Adică e, credeți-mă, stresant în momentul în care vezi că n-ai...
trăiești emoția de a veni cineva și nu, să nu-ți facă lucrarea. Este foarte bine că explicați toate aceste lucruri și toate aceste dedesubturi, pentru că oamenii nu cunosc. Am vrut și am ținut să explic lucrurile astea, pentru că am lucrat foarte mult și în privat. Și mulți dintre cetățenii și mulți dintre gălățeni și mulți dintre cetățenii români lucrează în privat, în mediul privat, unde poți să te duci și poți să achiziționezi servicii de construcții sau de telefonie sau de proiectare sau orice serviciu printr-o negociere directă între societăți și într-o două zile, cinci zile poți să semnezi, să așează cei doi beneficiari cu avocatul și fac un contract cu clauzele pe care le consideră ei de cuvință și poți să faci un contract, ai făcut achiziția și e firesc ca unii care nu au lucrat niciodată într-o instituție publică și îi cred, pentru că au dreptate, să fie mirați de ce trebuie să dureze un an de zile o achiziție publică. Și e firesc, oamenii pe bună dreptate și pun întrebarea, Hai, domnule, că ne mințiți, ne tot duceți cu vorba, ne tot spuneți că faceți și ai 8 luni de zile de când tot îmi spui că faci achiziție publică. Da, asta este. Nu pot să fac altceva, că dacă fac altfel, în 2 luni de zile, maxim, mă duc și beau ceaiul într-o locație de nedorit. Asta este adevărul. Deci trebuie să respect ad literam legii. Legea. Nu am ce să fac. Și atunci, pe bună dreptate, unii dintre români se întreabă, dar mi-ai spus că faci lucrare X și uite, ai un 8 luni de zile, 9 luni de zile, de când te chinui și tot ne povestești, ne-ai povestit și în presă că faci, că dreși, că... și uite, da, vă garantez 100% că ceea ce am povestit, proiectele pe care le-am prezentat, proiectele cu care am venit în fața cetățenilor și le-am mediatizat, sunt proiecte care au sursă de finanțare certă, contract de finanțare cert, nu există riscul de a pierde finanțarea, doar că, din păcate, aceste proceduri de achiziție durează enorm de mult. Credeți dumneavoastră că mie nu mi-ar fi convenit ca procedura de achiziție pe drumurile județene să fi fost gata în decembrie, început în octombrie și finalizată în decembrie, astfel încât în martie, la 1 martie, să intrăm cu utilaje, cu constructor, cu tot, ca în 2018, cel târziu, în 2019, la jumătatea anului, să fie gata toate lucrările pe drumurile județene, să fie reabilitate, să fie modernizată, să vadă frumos, să circule. Mi-aș fi dorit și îmi doresc lucrul ăsta, pentru că pentru asta ne-am zbătut atât de mult. Doar că, din păcate, nu se va întâmpla până la jumătatea anului 2019, se va întâmpla până la finele anului 2019. Asta e. Care sunt proiectele care vor demara propriu-zis în acest an, în 2018? Păi, haideți să le luăm pe infrastructură. Sunt 85 de kilometri cu finanțare europeană, adică e vorba de 45 de milioane de euro. Suntem în procedură de achiziție începută anul trecut și sper ca până luna iunie, sfârșitul lunii iunie, să desemnăm constructorul, astfel încât în iulie-august cel târziu, în august cel târziu, să începem lucrările propriu-zise pe cei 85 de kilometri de drum județean, valoare de 45 de milioane de euro aproape. Un alt proiect este cel la care am început procedura de achiziție cu finanțare din Programul Național de Dezvoltare Locală de vreo 24 de kilometri, 10 milioane de euro, adică 55 de milioane, și în procedură de achiziție și sper să se finalizeze și asta până în martie, de 3 milioane, aproape 4 milioane de euro din fonduri proprii ale Consiliului Județean. Toate drumurile astea înseamnă reabilitare, modernizare, reparații, șanțuri, podețe, poduri de pe lungimea drumului, podurile vor fi reparate toate, decolmatate și reparate. Deci, ca atare, vorbim despre o sumă de
58 de milioane de euro, aproape 60 de milioane de euro, lucrări care vor începe anul ăsta, cert. Deci, pe infrastructură, astea vor începe 100%, de aproximativ 60 de milioane de euro, sumând undeva în jur de 85-110 120 de kilometri, 125 de kilometri de drum județean care vor începe anul ăsta, la care se vor lucra anul ăsta. Și cu cei 27 pe care i-am făcut în 2017, sunt 150 de kilometri. Deci ceea ce am promis cetățenilor, cei 150 de kilometri, în momentul de față sunt 100% finanțabili, realizabil, și în 2019 vor putea circula pe el. 2019 spre sfârșitul anului. Să fim bineînțeles și să vreau să menționez lucrul ăsta. Pe o parte din lungime se va circula în 2018 și tot așa. Dar până în 2019 cei 150 de kilometri pe care i-am promis, i-am realizat. În paralel vin și celelalte proiecte, dar discutăm acum despre proiectele certe, clare, concrete, care se vor realiza și care au și finanțarea 100%, iar riscul de a pierde această finanțare este foarte, foarte mic. Adică de 0,1%. Asta este pe infrastructură. Pe sănătate. Am finalizat în 2017, în decembrie, o construcție nouă la spitalul TBC pentru ambulatoriu de specialitate, laborator și saloane pentru bolnavi multidrog, cei rezistenți la drog, așa. Plus ce mai au ei acolo, spitalizare de zi, o construcție de aproape 2 milioane de euro. Din fonduri proprii, este finalizată la sfârșitul lunii decembrie. Acum, în ianuarie, știu că erau ultimele finisaje și s-au mutat să funcționeze în ea. La spitalul județean, un lucru extraordinar care se va întâmpla în 2018, este finalizată în decembrie 2017, am semnat la Ministerul Sănătății, la Guvern, acceleratorul NEAR de particule, iar acum în ianuarie s-a finalizat procedura de achiziție pentru desemnarea unui proiectant și a unui constructor pentru extinderea exterioară pe verticală a secției de radioterapie. Practic, în momentul de față au fost desemnate cele două firme, cel care va aduce aparatul de radioterapie și cel care va construi deasupra buncărului o clădire cu cabinete pentru medici, pentru asistente, vestiare pentru pacienți, cu lift, să coboare în buncăr, să facă tratamentul de radioterapie pentru tratarea cancerului, astfel încât să nu se mai intersecteze bolnavii din ambulatoriu cu cei internați în spital. Asta este un proiect de aproape 3 milioane de euro care va fi finalizat în să-mi iau o marjă de siguranță, pentru că așa este bine și nu e bine să ne hazardăm, dar cred că în august, cel târziu sfârșitul lunii august, această secție de radioterapie, acest aparat accelerator linear de particule, o metodă revoluționară în tratarea cancerului, pentru că cancerul nu mai ești iradiat, nu se mai iradiază tot corpul, ci acest aparat iradiază, se localizează tumora canceroasă și se iradiază la punct ochit, astfel încât și durata de tratament este mai mică și suferința este mai mică și, bineînțeles, șansele de vindecare sunt mult mai mari. Și asta este un proiect care va fi finalizat în 2018, zic eu, până la sfârșitul lunii august. Un alt proiect, tot la Spitalul Județean,
care va începe anul ăsta, nu știu dacă îl vom finaliza anul ăsta pentru că este o investiție mare, este parcarea supraetajată, o parcare de 325 de locuri din curtea Spitalului Județean. Pe data de 28 decembrie s-a semnat contractul de consolidare a Spitalului Județean, un contract de 7 milioane și ceva de euro, 7 milioane de euro. Este o investiție pe care o realizăm prin Compania Națională de Investiții cu finanțare de la Ministerul Dezvoltării. Practic, procedura de achiziții, desemnarea și urmărirea lucrării o va face Compania Națională de Investiții. Contractul este semnat cu constructorul, a fost proiectantul și constructorul la fața locului la Consiliul Județean. Au vizualizat spațiu și sperăm ca în martie să începem consolidarea propriu-zisă a Spitalului Județean. Tot anul ăsta sper că vom începe undeva prin vară. Proiectul de eficiență energetică a Spitalului Județean, și anume schimbarea conductelor mari de fluide medicale, de fluide menajere, schimbarea unor aparate de climatizare de pe secții și, bineînțeles, dotarea cu aparatură de climatizare în sălile de operații, astfel încât aerul din sălile de operații să fie purificat, să fie aer pur, să nu aibă încărcătură microbiană. Schimbăm absolut toate lifturile de la Spitalul Județean, acolo unde nu a fost schimbată tâmplăria, schimbăm inclusiv tâmplăria, dar este un proiect care începe în 2018 și probabil va fi până în 2020. Adică proiecte concrete, certe. Am demarat procedura de achiziție în decembrie, sper să o finalizăm în martie, aprilie, pentru că aici e vorba doar de desemnarea unui constructor. Proiectul este făcut, avem și proiectul tehnic. Pentru construcția unui spital nou, a unui pavilion nou, la Unitatea Medico-Socială Gănești, o clădire care va găzdui, va avea 50 de locuri, pentru că am mai spus... Știu că este un proiect de suflet. Este un proiect de suflet pentru că acolo este foarte multă suferință, sunt oameni neajutorați, iar noi avem obligația morală să facem ceva pentru oamenii de acolo, pentru că sunt 140 de oameni care trăiesc în niște condiții nu cele mai bune, pentru că la ora actuală normele și normativele europene prevăd cel puțin 7 metri cub de aer pentru fiecare pat, spațiu. Adică sunt niște condiții pe care în momentul de față nu le îndeplinim. Doar că, sincer, ce m-a determinat și ce m-a mișcat cel mai mult este că în momentul în care am intrat acolo și din discuțiile cu angajații de la spitalul, de la Unitatea Medico-Socială Gănești, cu managerul de acolo, am constatat cu tristețe că sunt oameni internați acolo de 20 de ani, de 25 de ani și de cel puțin 20 de ani sau de 25 de ani de când au fost internați. La mulți nu a mai călcat nimeni niciodată, nici o rudă, nici un prieten, nici o cunoștință, nici un verișor. Nu s-a mai interesat de starea lor, să vadă, mai trăiesc, le este bine, pentru că în momentul în care a dus... Este trist, este sfârșietor. Da, este sfârșietor de trist, pentru că oamenii au ajuns acolo, în momentul în care i-au ajuns acolo, i-a dus cineva, i-a dus rudele, i-au dus aparținătorii. Și credeți-mă că fac o paranteză aici, numai înainte de astăzi am avut la mapă cel puțin 3 cereri pentru internări din partea unor părinți pentru a interna în Unitatea Medico-Socială Gănești. Credeți-mă că sunt copii. Acum 2 săptămâni de la Tecuci am avut o cerere pentru a interna pe cineva acolo. Acum să fac o mențiune. Nu eu, Consiliul Județean, îi internez. Ei trebuie să fie internați într-un spital de psihiatrie.
medicul psihiatru trebuie să îi stabilizeze, trebuie să le prescrie tratament, trebuie să le dea o scrisoare prin care să spună dacă sunt recuperabil, nu sunt recuperabil, pentru că acolo îi duci doar pe cei care nu poți să îi stăpânești sau să îi calmezi nici măcar cu tratament medicamentos și atunci trebuie să internezi într-un astfel de centru. Și, bineînțeles că cererile sunt foarte multe din tot județul, s-au mulțit cazurile de, de astfel de boli cu probleme de psihiatrice. Și bineînțeles, după ce medicul psihiatru îi face un dosar, intră prin comisii, după ce îl ține la internat, la spitalul de psihiatrie, abia după aia poți să îl internezi în unitatea medico-socială Gănești. Credeți-mă că acolo sunt 100, pe organigramă, unitatea respectivă are 140 de paturi, la ora actuală este full. Deci este full. Sunt cereri din ce în ce mai multe și nu avem unde să-i ducem, să-i internăm. De aceea am zis, domnule, trebuie să facem ceva și pentru oamenii ăștia. Credeți-mă, este o investiție de aproximativ 4 milioane de euro. Nu este o investiție mică, este o investiție mare. Să investești 4 milioane de euro, dar din punct de vedere al conștiinței, credeți-mă că se merită cu vârf și îndesat să faci astfel de investiții. Cei care sunt în oraș sau cei care se simt bine, sunt sănătoși și care nu au cunoștință despre spitalul respectiv, credeți-mă că probabil nu înțeleg și mă judecă pentru chestia asta, pentru investiția asta. Dar cei care au fost pe acolo și știu despre ce e vorba sau care au un bolnav acasă, credeți-mă că știu despre ce vorbesc și știu ce înseamnă suferința. Și atunci este o investiție care va începe în 2018 și am dorința de a o finaliza în 2019. Adică asta este dorința mea, ca acel spital să fie finalizat, ca oamenii aia să beneficieze de niște condiții optime de viață, de trai. Pentru că, în afară de curtea respectivă, o curte generoasă, într-adevăr, dar în afară de curtea de acolo, oamenii și de angajații spitalului, de acele unități medico-sociale, oamenii nu mai văd nimic. Nu mai văd pe nimeni. Aici nu pot să vă dau decât o mare bilă albă, pentru că umanitatea nu trebuie să dispară, indiferent câte probleme și câte alte lucruri am avea de rezolvat. Și da. Adică, nu vă spun, spitalul nou facem la Unitatea Medico-Socială Gănești, spitalul nou facem și la spitalul de infecțioase. Dar credeți-mă că vorbesc cu mai multă detașare, cu mai multă, vorbesc mai pragmatic, mai matematic când vorbesc despre spitalul, construcția unei clădiri noi, a unei secții, a unor secții noi în spitalul de infecțioase, decât atunci când vorbesc, de exemplu, despre Unitatea Medico-Socială Gănești sau când vorbesc despre construcția. Acum, anul ăsta finalizăm, în 2018 finalizăm, m-ați întrebat ce finalizăm. Finalizăm un centru în port, o clădire a Direcției Generale de Protecție a Copilului, care va fi dotată, va fi modernizată, practic, toată investiția va fi finalizată în 2018, în august, cred că cel târziu în iulie-august, pentru bolnavi cu Alzheimer. Iarăși, o problemă delicată și acolo avem 30 de paturi. Sunt insuficiente la ce cerință există la ora actuală pe piață. Dar măcar e un început. Facem ceva. Facem ceva și pentru bolnavi cu Alzheimer. Spitalul de la infecțioase, clădirea nouă, va fi pentru bolnavi cu boli dermatovenerice și pentru bolnavi cu HIV-SIDA. Iarăși, să ferească Dumnezeu să fie într-o astfel de situație. Dar facem și acolo să fie o
o secție decentă în care oamenii aia să fie tratați uman acolo. Adică astea sunt pe sănătate. Pe cultură vom începe reparațiile capitale la și modernizarea muzeului, la Muzeul de Istorie, și vorbim de Casa Alexandru Ioan Cuza, pe fonduri europene. În momentul de față suntem în procedură de achiziții, sper să o finalizăm cât mai repede. Procedura este începută de anul trecut. Același lucru tot pe fonduri europene, reabilitare, modernizare și dotare pentru farmacia Țing, Casa Colecțiilor, Casa Colecțiilor, așa cum o cunosc mulți gălățeni. Și bineînțeles, în cel mai scurt timp, în câteva zile, vom intra în procedură de achiziție, pentru că în ședința din ianuarie, de pe 26 ianuarie, am aprobat indicatorii tehnico-economici și actualizarea proiectului Muzeului de Artă Vizuală. Practic, în 2018 vom începe construcția primului muzeu din România după 89 și Muzeul de Artă Vizuală din Galați. Un muzeu care, din punctul meu de vedere, nu numai că arată foarte bine, nu doar că este primul muzeu din România construit după 89 din datele pe care le am eu, dar va fi unul dintre, cum să vă spun, cred că va fi una dintre atracțiile Galațiului. Și am mai spus-o și repet, nu stricăm absolut nimic din arhitectura peisagistică a parcului Rizer. Deci acea arhitectură peisager va rămâne așa cum este ea acum, cu băncuțele, cu arborii pe care avem. Consiliul Județean are în mijlocul parcului Rizer, acolo unde nu este construit nimic, avem 2 hectare de teren pe care vom construi Muzeul de Artă Vizuală cu 4 nivele, cu o suprafață de aproximativ 4.000 de metri pătrați și, bineînțeles, 70 de locuri de parcare. Adică o investiție de aproximativ 5 milioane de euro, care va începe și asta în 2018 și dorința mea este ca în 2020 să fie inaugurat Muzeul de Artă Vizuală de la Galați. Bineînțeles, primul muzeu de artă vizuală din România a fost înființat la Galați și primul muzeu construit după 1989 trebuie să fie tot la Galați. Știu că v-ați bătut pentru acest proiect. Mi-ați mărturisit și într-o discuție particulară, acum nu, cum se spune în jurnalist de din casă, da, dar că arta și cultura sunt două dintre slăbiciunile dumneavoastră, nu neapărat slăbiciuni, ci considerați că aceste două elemente, care până la urmă intră într-unul singur, sunt foarte importante pentru istoria unui popor și istoria unui oraș. Ce nu, bă, Chifu? Am spus cu mare drag la Gala Culturii Gălățeni, vă felicit pentru modul cum ați organizat-o și pe dumneavoastră și pe domnul director. Mare lucru, pentru că am spus-o și atunci și o spun și acum, când m-a invitat domnul director Negoiță pe scenă, Simeon Bărnuțiu spunea așa, că marele politician român: domnule, cea mai puternică armă din lume este cultura. Și așa este. Și cea mai puternică armă din lume este cultura. Nu poți să ai viitor, nu poți să povestești ceva despre tine ca popor, ca nație, ca neam, dacă nu ai cultură, dacă nu ai educație și sănătate. Dacă nu ai cultură, educație și sănătate, din punctul meu de vedere, și sunt sigur că mulți achisează la ideea asta, la punctul ăsta de vedere, astea sunt bazele unui popor, astea sunt bazele de la care trebuie să plecăm, pentru că restul se fac.
Dar fără cultură, un popor fără cultură, fără trecut, fără tradiții, nu poate să aibă un viitor chiar atât de bun. Un popor fără educație, iarăși este un popor sortit eșecului pe termen lung și iarăși un popor bolnav, iarăși are probleme. Deci, ca atare, cele trei sunt bazele și temelia unei societăți sănătoase. Acum, te recunosc că dacă ar fi să mă uit așa, sunt mulți oameni de cultură prin fața cărora nu pot trece, pentru că sunt oameni de cultură sau au dedicat toată viața culturii, studiului, istoriei, analizei. Avantajul e că am conștientizat la timp ce înseamnă acest muzeu de artă vizuală, pentru că are un patrimoniu de peste 6500 de opere de artă și nu poți ține Grigoriescu, Tonița, Lucian, nu poți să ții în astfel de opere să le expui în fața unui sex shop și la parterul unui bloc. Nu există așa ceva. Trebuie să avem decența și să, știți, să dăm cezarului ce al cezarului. Pentru că asta este adevărul. Asta simt. Credeți-mă, când am plecat, când mi-am făcut programul de pentru mandatul 2016-2020, am spus clar, prioritatea mea pentru mandatul 2016-2020 este infrastructura și sănătatea. Ca atare, vedeți că în infrastructură v-am spus doar cele care le facem anul ăsta, n-am spus de alte proiecte, alte 6 proiecte depuse cu finanțare prin Strategia Europeană de Dezvoltare a Dunării de aproape 100 de milioane de euro, Centura Galațiului. Dar despre alea vorbim în emisiunile cealaltă viitoare, când o să spun cert, concret, am semnat contractul și este finanțat 100%. Și atunci revenind la Muzeul de Artă Vizuală, prioritatea mea este infrastructura și sănătatea. Și pe chestia asta am marjat foarte mult și în programul pe care l-am expus gălățenilor. Dar credeți-mă, când am văzut ce valori avem la muzee, pentru că Consiliul Județean are cam tot ce înseamnă cultură în suborne, și Muzeul de Istorie, și Biblioteca Vea Urechea, și Muzeul de Științe ale Naturii, și Muzeul de Artă Vizuale, sunt în subordinea Consiliului Județean. Și atunci m-am spus, dom'le, haideți să vedem ce înseamnă Muzeul de Artă Vizuală. Haideți să vedem ce înseamnă proiectul. Haideți să vedem ce sursă de finanțare găsim. Dacă găsim vreo sursă de finanțare externă, dacă găsim vreo sursă de finanțare transfrontalieră, dacă găsim vreo sursă de finanțare cu fonduri norvegiene. Și după ce am făcut toate analizele și după ce am analizat toate posibilitățile de a cumpăra o clădire în Galați și a o reabilita, moderniza și a face sediu pentru Muzeul de Artă Vizuală. Și atunci am zis, nu. Haideți să facem ceva de care să fim mândri și noi și să fim mândri și copiii noștri că au un astfel de muzeu la Galați. Și uitați, așa s-a materializat acest muzeu. Recunosc că au fost lângă mine și consilierii județeni, cărora le mulțumesc că fără votul lor nu aș fi putut aproba acest muzeu. Nu a fost niciun vot împotrivă. Nu. De aceea vă spun că mă bucur că reușim, discutăm proiectele și oamenii știu, înțeleg și știu și nevoile pe care le are Galațiu și toată lumea a fost de acord. De aceea le mulțumesc tuturor. Proiectul va fi realizat cu fonduri 100% ale Consiliului Județean. Ale Consiliului Județean este, la ora actuală, este bugetat, are buget. În 16 februarie sau 15 va fi ședința de Consiliul Județean unde vom aproba bugetul. Este bugetat, procedură de achiziție și apoi să ne ajute Dumnezeu să îl finalizăm așa cum este el proiectat. Pentru că este frumos.
Nefiind vorba despre bani europeni, despre fonduri europene, lucrurile vor merge puțin mai rapid. Da, merge, fiind buget propriu, e clar că vor merge lucrurile puțin mai rapid, pentru că nu stai să faci cerere de rambursare, îți aprobă ministerul după ce faci cererea de rambursare, o comisie de la Ministerul Fondurilor Europene verifică situația de lucrări, este ok, corespunde cu... Bine, și aici același lucru se întâmplă. Știți că diferența dintre fonduri europene și fonduri proprii e că la fondurile europene mai intervine încă o comisie în plus la Ministerul Fondurilor Europene. Dar verificarea situațiilor de lucrări, verificarea lucrărilor și tot așa mai departe, monitorizarea absolut tot, se face exact ca la fondurile europene. Deci nu există, doar că după ce ai noștri verifică situațiile de lucrări absolut tot, vor mai trebui depuse odată la Ministerul Fondurilor Europene. Și după ce mai verifică și acolo încă o dată, până ajunge la cel care dă ok-ul pentru finanțare, în plus îți mai ia încă cel puțin o lună de zile. Înțelegeți? Asta este diferența. Mai avem puțin din emisiunea noastră, am fi putut vorbi despre multe alte lucruri, dar avem timp pentru că... Sunt multe, multe proiecte despre care nu am vorbit, tocmai pentru că am vrut să prezint și cu permisiunea dumneavoastră proiectele certe, clare, care vor începe în 2018, care vor fi finalizate în 2018 și care au și sursă de finanțare certă. Ce să vă spun? Mă bucur că am depus centura Galațiului pe data de 23-24 decembrie, am urcat-o în MySmith, am finalizat absolut toată documentația, am urcat-o în MySmith și pe data de 20-25 ianuarie am primit clarificări. Asta înseamnă că imediat după perioada de sărbători, cei de la Agenția de Dezvoltare Cluj s-au apucat de treabă și au început să verifice. Și noi astăzi, cel târziu mâine, vom răspunde la clarificările lor, pentru că ne-au trimis niște clarificări. Așa ne cer tot timpul pe proiecte europene. Comisiile, când verifică, le spunem și mie, mai cer câteva clarificări. Ceea ce le-am făcut și probabil mâine vor fi și trimise la Cluj. Celelalte proiecte au trecut de faza de eligibilitate, au fost declarate eligibile. Acum urmează comisii care le vor verifica din punct de vedere tehnic și din punct de vedere economic. Cum să vă spun, eu în momentul de față știu că o parte dintre ele sunt eligibile și vor primi și finanțare, dar vreau să prezint tot timpul gălățenilor lucrurile concrete, lucrurile certe, lucrurile pe care nu, adică șansele ca să se modifice ceva în ceea ce spun, sunt de 0,1%. Și ca să încheiem cu un lucru concret, cu un proiect finalizat, putem spune că elicopterul Smurd are hangar în sfârșit și l-am lăsat așa pentru final, dar asta este adevărul, e un proiect finalizat. E un proiect, hangarul este un proiect finalizat, acum încă mai e frig, mai sunt precipitații, dar după ce se încălzește puțin, probabil la începutul lunii martie, o să vă invităm să-l și vedeți și să tăiem panglicat. Foarte frumos spus, dar ca un membru al zodiei Scorpionului aveți umor și o persoană care nu are umor este destul de rigidă. Trebuie să avem și umor, că dacă stăm tot timpul așa stresați, închistați, spunea, am citit undeva un psihiatru sau un psiholog, spunea că, domnule, 5 minute de supărare îți afectează sistemul imunitar, nu știu. Și atunci trebuie să fim și veseli. Trebuie să ieșim din această... Da, trebuie să fim optimiști, trebuie să fim veseli și trebuie să... din tradiții poporul ăsta, de la daci, când erau în deces, când mureau, daci dansau. E, comparativ cu ceea ce fac locuitorii de culoare din Statele Unite, au acea muzică gospel și ei își conduc cei plecați dintre noi, conduc
în veselie, într-o atmosferă destul de... Probabil să gândesc că au scăpat de probleme. Și știu că un lucru pe care îl doriți pentru viitorul apropiat, ca să încheiem tot așa într-o notă optimistă, este ca în următoarea perioadă de timp să nu mai ningă, să nu mai avem parte de precipitație în județ. Eu am mai spus și repet, de ce să nu ningă? Să ningă. Să dea Dumnezeu să ningă. Pentru că știți, adică să nu mai vizionez. Poate cineva o să mă critique, dar atât de mult mi-a plăcut un comentariu când a fost zăpada aia, 86, a fost o iarnă grea, cumplită, cu troiene, unde au scos armata, nu se circula, tramvaile nu circulau, era zăpada de 3 metri, viscolită, s-au închis școlile, sau... Și atunci a venit frumos prezentatorul, pentru că atunci aveam jumătate de oră sau o oră de... A venit prezentatorul la știri și a spus să ne bucurăm că România a fost acoperită de o plapumă albă de zăpadă, ceea ce înseamnă belșug, ceea ce înseamnă bucurie, ceea ce înseamnă, eu știu, bunăstare, pentru că zăpada înseamnă apă pentru agricultură, pentru plante, și ca atare vom avea hrană. Bucurie pentru copii ca să se bucure de zăpadă și bineînțeles că dacă... Atunci toate lucrurile erau prezentate în stil propagandistic, așa că într-un stil optimist, fără susținere. Adică până acum iarna a fost blândă, a fost, să spun așa, generoasă cu noi, pentru că nici nu am... cheltuit bani, nici cetățenii nu au stat înzăpeziți, nu au suferit. Avantajul major este că chiar ascultam undeva la un post de televiziune un meteorolog care spunea că la ora actuală cantitatea de precipitații căzută până acum acoperă rezerva de apă din sol, chiar dacă nu am avut zăpadă. Să închei cu o metaforă, să alungăm iarna din sufletele noastre și să gândim pozitiv, pentru că mereu există o soluție atunci când ești înconjurat de oameni competenți, când faci echipă, pentru că asta este foarte, foarte important. Eu vă mulțumesc pentru prezența. Și eu vă mulțumesc mult pentru invitație și cu mare drag vă invitați, pentru că avem ce să prezentăm și prin intermediul și cu ajutorul noastră, cetățenii și gălățenii vor fi mai bine informați. Și pentru tot ceea ce faceți, trebuie să vă strâng mâna, un gest pe care l-am făcut foarte rar în emisiunile pe care le moderez timp de aproape 20 de ani. Mulțumesc! Onorat pentru mine. Chiar emoționat mult. Nu mă așteptam. Felicitări pentru tot ceea ce realizați și sper să vă duceți la capăt toate proiectele, să duceți la capăt toate proiectele Consiliului Județului, pentru că avem nevoie. Prin realizarea acestor lucruri, județul își va schimba fața și... Își va schimba fața și sunt câteva avantaje majore. Unu, își va schimba fața, infrastructură, sănătate, condiții mai bune, optime de trafic, siguranță, dar este vorba și despre o dezvoltare economică pe orizontală, pentru că sunt salarii, sunt impozite, sunt materiale care vor fi consumate și atunci... Când sunt bani, se mișcă și economia. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiune. A fost alături de mine domnul Costel Fotea, președintele Consiliului Județului Galați. În continuare, promo, publicitate, după care vom reveni cu cea de-a doua parte a emisiunii.